în emisiunile anterioare despre salata verde din Coreea de Sud, despre ceapa verde fără căpățână, poate vă mai amintiți, veneau din Coreea de Sud, dar erau aclimatizate pe pământ românesc. De data aceasta vă propun un subiect la fel de interesant, dar pentru aceasta va trebui să mergeți împreună cu noi în Piatra Neamț. Vom vorbi despre o legumă pe care românii o iubesc, spun despre ea că este pâinea românului. Veți vedea despre ce este vorba imediat. Da, vorbim despre cartofi, dar nu orice fel de cartofi, ci un cartof ridicat la rang de vedetă culinară în marile bucătării sofisticate ale lumii, o delicatesă pentru care restaurantele de lux ar fi dispuse să plătească și 30 de lei pe kilogram pentru a avea culoarea aceasta mov în farfurie. Stăm alături, îl cunoaștem, facem cunoștință cu domnul Florin Sandu, singurul, după opinia mea, producător de cartof mov din România. Care este istoria acestui cartof? Acum vreo 7 ani am văzut pe BBC un reportaj despre cartoful mov și am început să caut mai multe informații. Așa am aflat că este un produs tradițional din Peru. El se cultivă undeva la 3000 de metri altitudine în zona lacului Titicaca. Și am căutat să îl aducem în țară. În primul an n-am reușit și apoi printr-un prieten am reușit să aducem, sunt mai multe soiuri, sunt mai mult de 10, noi am reușit să aducem 5. Noi avem două soiuri, da, aici, să spunem, unul care are o culoare mai intensă și unul, exact, mai marmurat. Are mai multe nuanțe, alb cu mov. Au și o denumire cele două? Nu le-am găsit o denumire. Dar noi le spunem clienților că este un mov mai intens și un mov, să spunem, curcubeu. Cum ați reușit să-i aduceți în țară? Până la urmă am reușit să aducem câteva kilograme. Când se întâmplă asta? Acum 6 ani. Acum 6 ani. Și problema a fost că ei se cultivă acolo la 3000 de metri altitudine, peste 3000. Iar noi aici avem 350. Și ar fi fost o problemă? A fost o problemă pentru că i-am aclimatizat în toată perioada asta. Abia anul trecut am reușit să obținem o producție echivalentă cu cea a cartofului tradițional. Deci ați plecat de la un kilogram și ați ajuns la câteva kilograme. Am avut din fiecare soi. Doar astea două s-au adaptat mai bine la condițiile din țara noastră. Acum, anul trecut am reușit să obținem echivalentul a 39 de tone la hectar. Adică la fiecare kilogram plantat am obținut aproximativ 11 kilograme de cartofi. Da, să spunem că în limitele normalului, precum cartoful tradițional. Ce este atât de deosebit la ei? Doar culoarea sau și gustul? Gustul este mai intens. Nu știu dacă e chestiune psihologică, dar mie așa mi se pare. Dar mai important este că are beneficii naturale și anume conține foarte multe antocine, de 10 ori mai mult decât cartoful tradițional. Acele substanțe care se regăsesc și în fructele de pădure, exact, închise la culoare, să spunem. Exact. Și deci au și proprietatea aceasta, da, extraordinară pentru organism. Combate cancerul de prostată și multe alte boli ale inimii. Acum, asta spun specialiștii. Noi, începând de anul ăsta, vom da și pe piața din România sămânță și nu numai, vom vinde și cartofi de consum. Cum recepționează românul genul acesta de cartof? Bănuiesc că aveți clienți dintre... Noi am dat mai mult afară, mai mult în Italia, dar... Este de ce? Pentru că românul nu-l cunoaște? Sau de ce? Nu, în principal am vrut să protejăm piața. Așa, dar începând de anul ăsta ne-am hotărât să vindem și în România. Ce se întâmplă? Este un produs care se crește aproximativ precum cartoful nostru. Are rezistență mai mare ăsta la mană și la secetă, dar gândacul de Colorado și face de cap la fel ca la cartoful nostru. Nimic, se plantează când temperatura solului are peste 8 grade. E bine ca solul să aibă un pH între 5 și 6. Așa. Și perioada de maturare este între 90 și 100 de zile. Are nevoie de irigare?
Are nevoie, dar cum ai zis, este mai rezistent la secetă decât a nostru, adică nu suferă atât de mult planta, dar sigur, dacă îi dăm apă, producția este mai mare. Noi, în momentul în care dăm sămânța, avem și un plan, le dăm producătorilor un plan după care trebuie să facă plantarea, ce lucrări au de făcut, ce cantitate de apă trebuie să dea. Și puteți să ne spuneți, poate sunt persoane care ne urmăresc și sunt interesate să cultive acest tip de cartofi. Ce se întâmplă? E foarte important cât și plouă. Noi am făcut irigări de 3-4 ori pe zi, pe săptămână, scuzați, în perioada de secetă și de 1-2 ori în perioadele, să spunem, ploase. Anul trecut a fost un sezon bun și n-a fost nevoie să dăm foarte multă apă, dar irigăm. Au nevoie de tratamente? Împotriva manei noi nu am dat tratamente și am observat că s-au descurcat foarte bine. În schimb, a trebuit să dăm împotriva insectelor și anume a gândacilor de Colorado. Îngrășăminte? Da, îngrășăminte, dacă terenul nu prea are mult potasiu, fosfor sau azot, trebuie ajutat. Și foarte important și microelementele. Microelementele, zinc, fier, magneziu și așa mai departe, care noi avem o formulă după care lucrăm și e bine ca cel care pune înainte să-și facă o analiză a pământului. În momentul în care vindeți această sămânță, oferiți și consultanță producătorilor? Exact. Oferim și consultanță. V-am zis că noi avem o experiență de 6 ani. Aveți ce împărtăși. Avem ce împărtăși. Cel puțin la cartoful ăsta ne pricepem destul de bine. Și ca atare, anul trecut am reușit o producție, zicem noi, rezonabilă. Anul acesta, pe ce suprafață veți cultiva? Anul acesta vom cultiva pe 6.000 de metri pătrați, inițial era pe 5.000, dar ne-a rămas mai multă sămânță și punem pe 6.000 de metri pătrați. Sperăm ca să avem o producție de peste 20 de tone. Cu ce preț îi vindeți și cine sunt clienții dumneavoastră? Sunt restaurantele, dar v-am zis că până acum ne-am vândut la producătorii din alte țări și angloziști din alte țări. Dar restaurantele sunt interesate, revânzătorii sunt interesați, marketurile sunt interesate. Câștigul este mai mare. Da, față de cartoful tradițional, sigur, o persoană pe un teren mic are șansa să obțină un profit substanțial, nu are nevoie de hectare. Noi așa am început, cu suprafață mini, nu aveam cantitatea necesară pentru o suprafață mare, dar... Ați experimentat. Dar o familie care are un teren, 3, 4, 500 de metri pătrați, poate obține un profit frumușel din care, poate să trăiască liniștit anul respectiv. Și un produs extraordinar de sănătos, să spunem asta. Sunt considerați cei mai sănătoși cartofi din lume. Eu v-aș ruga acum să ne spuneți și cum... Dați-ne o sugestie despre cum am putea să-i preparăm. Eu prefer cartof sub formă de pireu sau copt. Dacă sunt făcuți pireu, preferabil să nu le dați coaja, rămâne movul mai intens. Să fie fierți în coajă. Să fie fierți în coajă ca să-și păstreze culoarea, rămâne culoarea mult mai intensă. Dacă dumneavoastră a spus piure, mai pun și eu alături un piept de rață, un sos de portocale și cred că am avea un platou deosebit de colorat și savuros cu siguranță. Vă mulțumim!